Până astăzi, 6 mai, pe teritoriul României au fost confirmate 14.107 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 5.788 au fost declarate vindecate și externate. În ultimile săptămâni se poate observa atingerea unui platou, precum și o ușoară scădere în ceea ce privește numărul de cazuri confirmate săptămânal de COVID-19 în România. Cele mai multe cazuri se regăsesc în Suceava, 3035, urmată de București, Arad, Namț, Hunedoara, Botoșani, Mureș, Brașov, Bihor, Timiș, Cluj, Galați și Sibiu. Totodată, până acum, 858 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. Numărul de decese din cauza COVID-19 în România în ultimile săptămâni este relativ constant, cu un număr mediu de decese pe zi în jur de 24%. Până în momentul de față, 6,08% persoane au decedat din totalul de cazuri confirmate în România. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategică au fost înregistrate alte 270 de noi cazuri de îmbolnăvire. La ATI în acest moment sunt internați 244 de pacienți. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată, sunt 13.545 de persoane. Alte 20.634 sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. De la intrarea în vigoare a ordonanței militare numărul 2 și până în prezent, au fost plasate în carantină instituționalizată 2265 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 191 de persoane aflate în carantină au părăsit locația în care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusă măsura carantinării pentru o nouă perioadă de 14 zile. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 217.139 de teste, în ultimile săptămâni observându-se o creștere în ceea ce privește testarea în vederea diagnosticării pentru infecția cu coronavirus. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 460 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 1517 la linia tel verde 0800 358, deschisă special pentru informarea cetățenilor. Prin structurile abilitate ale MAI au fost întocmite până în prezent 538 de dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 352 aliniat 1 Cod Penal. Polițiștii și jandarmii au depistat în ultimile 24 de ore 3592 de persoane care nu au respectat măsura privind restricționarea circulației. Acestor persoane le-au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 6 milioane de lei. În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, 2405 cetățenii români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 coronavirus. De la începutul epidemiei și până la acest moment, 96 de cetățenii români aflați în străinătate au decedat. Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 21 au fost declarați vindecați. Până la data de 5 mai 2020 au fost raportate 1.174.446 de cazuri în Uniunea Europeană și în Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția și Andorra. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Italia, Franța, Germania, Spania și Regatul Unit.